Domnule, am vorbit despre minte și mintea are capacitatea să țină minte. Dacă vreți o viață curată, este necesar mai întâi să avem o minte curată. Și dacă astăzi cuvântul de referință a fost în Psalmul 119, ar fi o mare ipocrizie dacă n-aș citit să nu citiți Psalmul 119. Întreg Psalmul 176 de versete este o pledoarie, pentru că mai puțin de 10 versete nu fac referire la Cuvântul Sfânt. O pledoarie pentru frumusețea, valoarea Scripturii. Aș compara mintea cu o poștă electronică a unui computer, care trebuie, atunci când o deschizi, să o verifici. Pentru că în mintea noastră vin foarte multe informații. În inbox, de exemplu, sunt cele care sunt trimise pe cale normală, legală, să zic așa, oficială. Dacă vezi că este ceva ce nu este bun, nici măcar nu mai deschide. Ștergi! Cineva îmi zice, băi, am auzit o poantă de asta creștinească în urmă cu 10 ani. Și i-am spus, băi, nu mi-o spune, te rog frumos, nu mă condamna să o țin și eu minte 10 ani. Nu merită toate adresele care îți vin să le citești. Ca să nu mai zic de spam-uri care vin așa neoficial și te bombardează, pentru că sunt oameni specializați în așa ceva. Vă citesc în ideea asta, în concluzia, la partea de care am vorbit până aici, din Hagai, capitolul 2. În comparație pentru minte, scrie de la versetul 11, pune următoarea întrebare și eu vă pun astăzi. Versetul 12. Dacă poartă cineva în poala hainei lui carne sfințită, poala hainei o luăm acum minte. În mintea noastră trebuie să purtăm Cuvântul Sfânt și alte lucruri de valoare. Și atinge cu haina lui pâine, bucate, fierte, vin, de lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Și de ce nu? Adică în mintea noastră, pe lângă cele sfinte, intră și alte informații legate de viața de toate zilele. De școală, de locul de muncă, nicio problemă. Dar acum, a doua întrebare. Versetul 13. Dacă se atinge cineva spurcat, adică cineva care s-a întinat, de exemplu, cum dădeam cazul cu internetul, de toate aceste lucruri vor fi ele spurcate? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Adică cel ce își rănește mintea cu lucruri murdare, și când se atinge de lucrurile cotidiene, când mănâncă, atunci când este la servici, îi se spurcă viața. Îmi spunea o tânără de la noi, ce-i studentă, e un profesor capabil, dar parcă tot la câteva fraze aduce referire la lucruri morale. Nici lecția nu mai poate preda pentru că e spurcată minte. Noi putem să fim la servici oameni, normal. Și nu le ținem predici dacă trebuie să le predăm o lecție. Ne facem treaba. Viața de creștin îți permite să fii un om normal în societate. Dar o minte murdară face ca toată viața să-ți fie spurcată. Și zice în Tit, capitolul 1, și cu aceasta am încheiat ideea, cuvintele Apostolului Pavel, versetul 15, totul este curat pentru cei curați. Dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Nici o parte din viață nu le-a rămas neîntinată. Și visele le sunt alterate. Toată viața e afectată. Până și mintea și cugeturile sunt spurcate, Doamne, ferește-ne. Amin. Într-un al doilea capitol al lecției noastre, vom vorbi despre puritatea premaritală.
Puritate e un cuvânt din latină, puritas, ceea ce înseamnă candoare, curăție sufletească, virginitate, castitate. Aici este foarte important, în primul rând, să valorificați, nu știu dacă ați făcut-o, inocența copilăriei. Noi toți oamenii ne-am născut într-un mod asemănător cu Adam, care nu știa ce-i păcat și ce nu-i păcat. Nu se gustase încă din pomul cunoștinței binele și rău. Au copii o înclinație spre păcat, dar nu-l cunosc încă. Când se nasc copiii, cum știți, de îndată ce dau să priceapă, cum spunea un băiețel de 5 ani, zice, eu înțeleg să-i spun la mama, mamă, dar nu pricep de ce tu ești tată. Dar pe măsură ce copiii cresc, ei se dezvoltă mintea, se dezvoltă din punct de vedere fizic și pe măsură ce ajung spre maturitate, trebuie să fie informați treptat, dar ferice de copiii aceia, chiar de adolescenții și de tineri care încă au păstrat o parte de inocență. Cum zice în Roman 16, să fie proști ce privește rău, să nu-l cunoască. Am citit despre un student sau un masterand care trebuia să facă un raport ceva într-un domeniu social și s-a dus la un local de filmări pornografice. Și spunea el apoi, n-am reușit să stau toată ziua. A întrerupt și s-a întors spre casă, plângea singur în mașină și spunea, ce fericit am fost până aseară că nu știam toate mizerile astea. Le-a respins, dar rămăseseră în minte. Deci, în primul rând, e foarte important să-ți păstrezi mintea de aceste informații cu caracter sexual în care lumea noastră e năpădită. De aceea, atenție mare, spuneam la internet. Pentru că există o curiozitate care se dezvoltă în paralel cu inocența. Îmi spunea un biet copil că încă nici nu putea să vorbească bine. Hai să văd. Hai să văd. Există setea asta. Încercați să vă înfrânați și Dumnezeu să vă dea putere. Asta va fi foarte important. Spune Scriptura în Cântarea Cântărilor 2:7 să nu stârniți dragoste. Și asta înseamnă să vă păstrați reci până la o vârstă potrivită. Dar eu acum vă citesc din 1 Petru capitolul 2, versetul 11. Știți că la armată se iau tineri, dar în condiții critice, că în al doilea război mondial, vârsta de incorporare a scăzut până la 14 ani. Nu e recomandabil să vă înscrieți timpuriu în acest război. Și învățați-vă, frații mai mici, dacă puteți. 1 Petru 2:11. Și prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători pe pământ, să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Dar dacă stai departe, acest război nu l-ai de dat. În al doilea rând, puritatea premaritală înseamnă abstinență totală. Asta înseamnă să nu provoci pe ceilalți și să nu te lași provocat. Pentru că scânteia instinctelor se află în fiecare dintre noi. Dar dacă le lăsăm într-o formă latentă, ele ne vor permite să viețuim într-un mod sănătos. Pentru aceasta trebuie să vă fixați, sau dacă nu ați făcut-o, sau dacă n-ați făcut-o și nu le-ați respectat, să vă fixați principii sănătoase, reguli stricte și clare în ceea ce privește atingerea, îmbrăcămintea, gesturile, prieteniile, plimbările,
Pentru că există riscul să provocăm pe ceilalți. Și de asemenea să fim noi provocați. Și cei care sunt nevinovați, uneori chiar inocenți, nici nu-ți dau seama în ce plasă vor cădea. Povestea un frate că ținea tare mult la un bătrân de la ei, zice el, m-a salvat la tinerețe. Locuia, lucra o femeie, o fată într-un birou și amândoi locuiau la garsoniere în același bloc, ușă de ușă. Și fata aceea, necredincioasă, foarte binevoitoare, amabilă, să-i facă mâncare, gata să-i spele haine. El cu tot respectul. Mai că într-o zi când a venit el mai târziu, n-a găsit cheia la locul ei. O ținuse ea cheia. Și voia mai mult decât atât. Fratele a scăpat atunci. S-a dus și a spus la un bătrân. Și acesta i-a zis, tu trebuie să schimbi locul de muncă. Sau cel puțin locul unde ai la garsonieră. Și a scăpat. Pentru că numai niște reguli clare poți să te păstrezi curat. Iată ce vă citesc din Cartea Proverbele și vă rog să mă urmăriți, citim mai multe versete, capitolul 5, versetele 7 și 8. Și acum, fiilor, ascultați-mă, nu vă abateți de la cuvintele gurii mele, depărtează-te de drumul care duce la ea. Asta valabil, live și virtual. Nu te apropia de ușa casei ei. Păstrează distanță. Mai demult nu era internet. Dar acum, în lumea internetului, a internauților, este și mai simplu să fie sedus un tânăr sau un tânăr. Pentru că datorită fluxului de informații, a imaginilor care se succed cu repeziciune, capacitatea discernământ a minții scade. Și dacă pe stradă te-ar chema o fată să mergi până în apartament la ea, poate îți pui dubii. Dar în fața computerului, să te uiți așa pe o fereastră, pare mai aproape. Povestea un bărbat care nu a respectat cerința să nu se apropie de ușa casei, zice, pe drum, eram împreună cu o doamnă și când ne-am dat jos din tren, eu amabil le-am coborât bagajele, dar eram la linia 3-lea să le duc până în gară și ea mi-a zis, nu mă ajutați. Și tot a ajutat-o până, ele au urcat și pe scări la apartament. Și l-a poftit înăuntru și a ieșit de acolo, cum zice în Proverbe 7, cu săgeata înfiptă în el. Și întreba acum pe un frate, spune-mi, te rog, numai până unde trebuia să-i duc bagajele. Că asta n-am priceput. Că ea mi-a zis tot numai încă o stație. Și cum scrie Proverbe 7 cu 21, tot vorbindu-i, l-a ademenit. Vă citesc tot din Proverbe, capitolul 7, de la versetul 7. Am văzut printre cine încercați. Și n-aveți cum să fiți încercați până acum, că doar n-ați mai trăit odată. Dreptu-i. Zicea un fiu către tata lui, n-ai încredere în mine? Și el zicea, încă nici în mine n-am, că nu m-au părăsit poftele. Am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță. Accesase o pagină. Unde stătea una din aceste străini, în colțul paginii. Era în amur seara, că seara și regulile de la internet permit mai multe. În noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că era gata înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Și fără rușine l-a îmbrățișat și a căzut victimă. Unde-i greșeala? La prima intersecție. La a doua, deja era prea târziu. E ca un tobogan pe care te duci și nu te mai poți opri.
De aceea zice în Iov 31:1, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi privirea asupra unei fecioare. Legământ? Știți ce înseamnă în Biblie legământ? Ceva peste nu poți, ce nu poți să treci toată viața. În nicio condiție. Nu mi-aș fi oprit privirea. Pentru că după ce ai privit, intră pe rolul hipnoza. Și se declanșează procesul. Se pierde curăția, spunea Domnul Matei 5:27, oricine se uită la o femeie, deja s-a filmat și încerc să scap și ți este prinsă mâna. Și zicea Domnul acolo, mai bine ți-ai scoate ochii. Doamne, preferăm doar să-i ținem închiși și să-i îndreptăm în altă direcție. Amin. Și să rămânem cu ei. Vă citesc din 1 Tesalonicen, capitolul 4, spune Apostolul Pavel aici, de la versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvii. Fiecare din voi să fie să stăpânească vasul, adică trupul, în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Pare mi se că tot pe Resurse Creștine este o predică a unui păstor american baptist despre 10 puncte de atracție în îmbrăcămintea femeilor pentru ochii bărbaților. Am ascultat și eu predica, am simplificat la 3. Parte neacoperită a trupului. Și vă spun fetelor că femeile știu, dar poate nu vă spun chiar așa. Trebuie să ai grijă de bărbați și de tineri cu atât mai mult. Că dacă sunt părți neacoperite începând cu decolteuri, fără mânici, zona abdomenului, picioare, totdeauna bărbații gândesc cam cu 5-10 cm mai încolo. Este o curiozitate masculină. Da, da. În al doilea rând, haine mulate. Nu trebuie să învețe nimeni anatomie pe trupul tău. Și în al treilea rând, haine transparente. Dacă de astea trei vă feriți, nu provocați. Dacă nu, mă întorc la predica acelui frate, i-a întrebat deschis și a zis să-mi asume un risc. Bărbaților îi drept că astea vă provoacă? Da. Asta este. Suntem sănătoși. Normal. Le-a cerut să ține mâna ridicată. Și-a spus, femeilor, vreau, uitați-vă. Pricini de păcătuire. Și voi spuneți, frate, dar așa mai comodă. Dar e cald. Da, dar e și un alt fel de cald. Un ăla care aprinde pofta. Și ăla e periculos. Da? Și le-a spus în final și am apreciat felul în care a pus problema. Trebuie să vă căiți înaintea Domnului și în al doilea rând să eliminați din garderoba voastră tot ceea ce nu dă notă de curăție, de sfințire, de puritate. Doamne, ajută și surorile noastre și băieții de asemenea. Vreau să vă prezint acum câteva motive, 5 mi-am notat eu, pentru păstrarea purității premaritale. Și dacă nu vă convinc cu aceste 5 motive, rog pe Domnul să mai găsească altele. În primul rând, în a vă păstra curăția fizică, trupul în sfințenie, alături de minte, trebuie să vă gândiți că asta este o poruncă divină și este dovada unui caracter sfânt. Dumnezeu nu se folosește decât de vase curate. Și vă citesc pentru aceasta din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18 la 20. Întotdeauna, dragii mei, gândiți-vă, eu sunt un templu sfânt. Și un templu
trebuie să se păstreze pentru slujbele care se oficiază în el. 1 Corinteni 6, versetul 18, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Deci cine are drept asupra trupului meu, în primul rând? Dumnezeu slăvit să-i fie numele. Pentru ce este trupul? Vă citesc din același capitol, un verset frumos, tare, îmi place, 13, partea a doua. Dar trupul nu este pentru curvie, pentru nicio provocare imorală. Este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Ce înseamnă că Domnul este pentru trup? Că și-a făcut din trupul nostru reședința sa și și-a așezat Duhul în noi. Un trup pentru Domnul și un Domn pentru trup. O, de-ar fi așa. În ideea aceasta, citești din 1 Timotei, capitolul 5. Vedeți, în adunare suntem aici băieți, fete, veți sta la masă. 1 Timotei 5, versetul 1. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe tineri, versetul 2, partea a doua, ca pe niște surori, cu toată curăția. Așa să te raportezi, fără să jignești imaginea unei fete. Dar dacă vei face greșeala să spui ce bine arăți cu fusta asta, asta să-i spui când o să fie fusta cumpărată de tine. Dar până atunci, păstrează-ți respectul. Poți să-i spui, soră, m-am bucurat de cântarea ta. Ești la bucătărie, uite, pot să vă ajut cu demnitate, fără priviri pofticioase, ca pe sora ta. Pentru că ar fi prea mare nebunie să gândești imoral față de sora ta de corp. Toate surorile din adunare, surorile tale, văd aici, la repetiție, probabil că sunteți mulți, imaginați-vă că sunteți toți frați de corp. Tot respectul în relațiile frățești și în societate. Și când vor încerca cei de afară să ne abordeze așa pe fete, să pună mână la băieți, să ne facă ochi dulci, să vadă că sunt preoți și sunt tipul slujbei, că templul e cu ei. În primul rând, imaginează-ți la școală sau oriunde, eu sunt un templu. Oamenii când intră în contact cu mine, să-și imagineze că la mine se face slujbă. Mintea mea e dată Domnului. Ăsta e primul motiv. Al doilea. Puritatea premaritală păstrează discernământul în alegerea partenerului de viață. Un tânăr curat e ca un cer fără nori. Și se vede de unde vin sateliții. Și de unde bate vântul, se simte. De la care nori și ceață, este mintea întunecată, are deja obsesii. Și fiindcă și-a stârnit poftele, el este dependent, este ca și cum deja ar fi legat, de exemplu, un băiat de o fată. Și nu mai poate să discute cu fata aceea și din punct de vedere intelectual, spiritual. Și să aibă o abordare completă a tuturor problemelor. Dar dacă a apucat a se îndrăgosti, cum spune englezii, dragostea este oarbă, și dă mâna și se duce. Dar dacă te păstrezi în sfințenie, tu poți să discuți cu o fată și dacă vei constata că nu-i de la Domnul, că nu te potrivești, poți să o lași, nicio problemă, nu suferi nici ea, nu suferi nici tu, toate sunt bune. În ideea aceasta vă citesc din Proverbe 31, ca nu cumva să ajunge să spuneți, acum, ce să fac, trebuie să o iau. De la versetul 2, sfatul unei mame, ce să spun fiule, ce să spun fiul trupului meu,
Ce să spun fiul rodul juriților mele? Nu-ți da femeilor vlagă. Nici desmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Adică nu te lăsa atras sentimental, păstrează-ți puritate. Și apoi zice de la versetul 10, cine poate găsi o femeie cinstită? Dacă nu te lași afectat în sentimentele tale, tu poți să le dai notă la toate fetele, nu numai la educație fizică. Poți să le dai notă la matematică, la limba română și apoi le faci media. Spune, fata asta e de, are media 7. Dacă nu, ai rămas cu muzica și cu sportul. Da? Păstrează discernământul. Eu le spun la băieți, orice om are, în mod special la tineri, e o imagine fizică a ceea ce se vede. Și o altă ascunsă a caracterului. De aceea o vorbă înțeleaptă zice să nu califici sau să nu descalifici pe nimeni până nu i-ai văzut și partea ascunsă. Trebuie să-ți păstrezi libertatea să-l examinezi pe tânăr sau pe tânăr aceea din toate punctele de vedere. Dar asta înseamnă să te controlezi, pentru că e și atracția fizică. Asta o controlezi la maxim. Și după ce ai văzut că e un tânăr bun, o fată credincioasă, atunci dintr-o dată îți dai zbune, îți poți permite să lași ochii să deschidă. Și o admir, măi, dar e și drăguț. Că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Dar dacă te uiți doar că e drăguță, atunci vorba aceea, frumusețe nu-i mai adâncă decât pielea și nu ține decât până la ușa bisericii. Și tu te-ai condamnat să faci o alegere după un singur criteriu, când de fapt sunt în joc multe aspecte ale vieții. Un al treilea motiv. Puritatea, castitatea te protejează de bolile care apar. Vedeți că Dumnezeu a pedepsit, cum zice Romanul, nu i-au osândit în însăși trupurile lor și te păzește de pedeapsa pentru curvie. Păcatele în trup se pedepsesc în trup. Și de ce să suferi când ai putea să fii liber? Vă citesc aici Proverbe, capitolul 5, de la versetul 9. Ca nu cumva să dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi, îți ia Dumnezeu binecuvântare, lasă boli, sunt probleme. Și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea, cum a disprețuit inima mea mustrare. Am întâlnit într-o țară aici în Europa, o familie tânără, și-a vărsat ea repede focul și a zis, nu mi-am păstrat curăția. Tânărul care am căzut este cel ce-i soțul meu. M-am murdărit. N-am avut fericire nici în ziua nunții, că mă simțeam vinovată. Dar am crezut că scap numai cu durerea aceea. Însă, acum sunt bolnavă. Dumnezeu ne-a pedepsit, n-avem copii. Și muncim de 5 ani și n-am adunat un leu. Și plângea, era deja bolnavă cu nervii. Și el se uita la ea ca la o victimă. Își nefericiseră viața. E un motiv important să fii protejat de pedeapsa care vine în urma necurăției și a păcatului. Cum zice în Corinteni 5, căci curvarul nitorit a fost dat spre nimicirea cărnii. Deci când te gândești că o fată e frumoasă și îți vine să pui mâna pe ea, imaginează că acolo unde pui mâna face cancer. Și zic, mie milă de tine. Nu te ating, că te îmbolnăvești. Da. În al patrulea rând, în al patrulea motiv, păstrarea curăției.
evită distrugerea personalității, a stimei, a stăpânirii de sine și altor familii. Tu rămâi un om integru, un om de caracter, nu sunt afectate familii, pentru că sunt unii băieți care au prietenit cu o fată și au permis multe și o lasă. Și mai ia pe una și mai abonează pe una. Și după ani vor fi 3-4 familii afectate. Acel om și-a pierdut stima, valoarea, respectul și încrederea de sine. Citesc aici din Proverbe, capitolul 5, de la versetul 22. Cel rău este prins de însă și de legiurile lui, este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare. Se va potigni de prea multa lui nebunie. Și mai clar, capitolul 6, de la versetul 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și o cara nu îi se va șterge. Să știi că peste ani te vor întreba copiii tăi. Asta e mare pasiune pentru copii. Când vor fi la vremea potrivită, auzi, voi cum v-ați pețit? Vrem să vedem și noi imagini de la nunta voastră. Și spunea cineva, păstrează-ți curăția și pentru memoria copiilor tăi. Să le poți povesti cu drag cum te-ai însurat și cum ai pețit pe mamă. Să nu fie o ocară, o jignire. Pentru că asta nu se șterge. Dumnezeu să vă dea pricepere sfântă. Amin. Îmi povestea un tânăr, frate, am căzut. Și știi la ce mă gândesc? Mesajele ce le-a avut Dumnezeu pentru mine, oare să mai împlinesc? Binecuvântarea ce am așteptat să mi-o dă Dumnezeu, mi-o mai dă? De ce știi cum am căzut? Am avut o prietenie cu o fată, cu două, am văzut că nici astea nu serioasă. Și apoi o colegă a fost foarte atentă, zicea că ea nu umblă după lucruri imorale. În final am căzut, dar nu-mi dau seama, dar plângea. Frate, dar așa pe nesimțite am ajuns. Da, așa se ajunge. Pentru că nu sunt reguli fixate. Și ca unul care venea în față în adunare și slujea și a găsit un loc mai ascuns. Pierdut valoare. Zice, și știu, acum nu mai pot face nuntă în adunare. Și toți îmi vor zice, poftim. Dar nu merită. Doamne, îndură-te de noi. Și în ultimul rând, păstrarea purității premaritale îți păstrează o ofertă întreagă pentru viața de familie. Te poți dărui în întregime partenerului de viață. Tu poți gusta dragostea în toate dimensiunile ei. Dar dacă nu spunea cineva, e ca și cum ai avea un pahar de apă și ai dat la o fată să bea o gură din el, încă o fată mai băut o gură, și la nevasta, ce mi-ai dat paharul? Da, pentru că acel prim te iubesc are o încărcătură sufletească. Acel prim să nu trebuie să rămână o amintire pentru toată viața de familie. Acea întâlnire care schimbă viața și unește două destine. Acest pachet trebuie oferit în întregime partenerului de viață. Ceea ce înseamnă să se păstreze intangibilitatea trupului. Să nu permiteți fetelor, băieților să pună mâna pe voi. Să nu permiteți băieților să vă fie minte afectată de atâtea imagini și apoi când te căsătorești cu nevastă, să-ți fie în minte, da? Astea sunt chestiuni reale. Ajuns să ai o relație intimă cu soția, da? Și ție stau în minte imaginile sau alte chestiuni ce le-ai avut înainte. Și tu nu mai poți să ai o ofertă întreagă pentru viața de familie. S-a înjumătățit, s-a pierdut. Vă citesc aici, Proverbe, capitolul 5, de la versetul 15. Bea apă din fântâna ta. Dar știți cum trebuie să fie fântâna până te căsătorești? Acoperită, închisă, în grădină.
Și din izvoarele puțului tău, ce vrei să ți se verse izvoarele afară? Să scurgă râurile pe piețele de obște? Adică să le lași publice pentru internet? Nu. Vrei să trimiți niște fotografii la cineva? Le trimiți prin poștă electronică, ajung la el și gata, nu trebuie să stai acolo postat în piață. Toată lumea se uită la el. M-am văzut recent pe unii, sărutul lor de la nunt trebuie să-l posteze pe internet, ca să vadă toți ce dimensiune au buzele lor. Dar pentru ce? Astea sunt pentru partenerul de viață. E o comoară, e o valoare care o păstrez pentru cineva. Lasă-le să fie numai pentru tine, nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat, bucură-te nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fiind bătat tot timpul în drăgălășiile ei, fiind drăgostit, necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină? Pentru ce? Are-i logica? Și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute? N-are niciun sens. De aceea asta citesc și din Cântarea Cântărilor, capitolul 8. De la versetul 4. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, căci se constată, nu băieții provoacă fetele, fetele sunt punct de atracție. Se pare că e la voi cheia. Fiice Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. De unde trebuie să vină? Cine este aceea care se suie din pustie zemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr? Acolo te-a născut mama ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Deci din sânul familiei a preluat-o direct iubitul. N-a mai fost prin piață. E vorba aceea, marfa bună se vede de acasă. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia e neînduplecată ca locuința morților. Jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Cine are drept să aprindă dragostea? Dumnezeu. Este o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, râurile n-ar putea să o nece, de ardeau toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Deci dragostea trebuie să fie o încununare, o pecetuire, atunci când va fi vremea căsătoriei. Ce de-am poate ați citit și voi, cineva și-a imaginat că orice tânăr sau tânără primește la vârsta de 12 ani, când deja iese în evidență, odată cu pubertatea, un pachet de 50.000 euro. Banii lui. Și se spune, n-ai voie să consumi din ei niciun cent până te căsătorești. Primul cent, îl consumi cu partenerul de viață. Cumpărați ce vreți. Și sfăgăduiesc că dacă nu consumi niciun cent până atunci, în fiecare an, suma aceasta este din nou disponibilă. Îți intră în cont din oficiul 1 ianuarie încă 50.000 dolari. Încă 50.000 dolari. Ați vrea o afacere din asta? Să știți că trupul vostru valorează mai mult de 50.000 dolari. Păstrați-l fără să fie luat un cent. Pentru viață și toată viața vă veți avea și fie ca trupul nostru să fie în primul rând pentru Domnul și apoi pentru partenerul de viață. Mă opresc aici. Reamintindu-vă în sinteză, Dumnezeu vrea mai întâi să ne curățească mintea. Amin. Amin. Cum? Umplând-o de curăția sfântă a cuvântului, a lucrurilor sfinte. În al doilea rând, Dumnezeu vrea, doar așa cum spuneau latinii, o minte sănătoasă într-un trup sănătos. Dumnezeu vrea o minte curată și un trup curat, care să fie un templu pentru Domnul. Și dacă vă va fi dat și un trup pentru partenerul de viață. Să vă dea Dumnezeu toate acestea din belșug și voi să fiți înțelepți. Amin.